dreapta au început să cadă castanele pe jos, stimați respectatori. Vorbesc tare, o să mă aud. Dacă nu, nu mă aud. Revenim cu o filmare în direct și în reluare. De la Eforie, nor se știe. În binecuvântată zi de 16 septembrie. Mâine începe iar școala, a doua săptămână. 4-6 august, le dau după mine. Da, băi, deștept, dar nu astăzi. Moș, avea față de popă, să mă dăm. Și ce asta? Ei, moș. Moș cu iar maroc, nu? Și o să dăm o tură de oraș. E clar că... Uite, mai vine lumea de la plajă, că nu a fost. Azi a fost chiar cald, a fost ok. Acum azi 20 de grade. Aute, unul se toarce un păș tuburic. Nu, strobozenie, frate, pe stradă. Toți nebuni, toți săraci. Ăsta-i sezonul lor, sfârșitul de sezon la Eforie. Ați defecat pe dumneavoastră sau ceva? Iasă oamenii încă de la plajă și încă sunt și pe plajă, puteți vedea? Da, nu sunt. Mașină nouă, cauciucuri de iarnă. Ia uite și unii sunt cu umbrela, ca să nu facă insolație, uite-te mă. Da, umbrela poate face și vântul ușor. Da. 100 de persoane tot sunt. La ora 6 seara, ce mai vrei? Și duminică. Dar aia păsut. Pleacă ăștia acasă, pentru de mâine să gonește. Dau de Sfinta și Bihibarurile pe aici. Să mergi, tu o minge sub mașina. Nu vrei să iei? Nu, că o să avem, avem destul. După aia deja 3 minge. 3 minge avem după aia, ce dracu facem că ce le dăm de mâncare? Ne mănâncă urechii, 3 minge. A, dar femeia asta sigur nu se uită în față. Bravo, nice steal. Dungi în linii, linii, în pătrățele, pătrățele, între cercuri. Ca la Eforie. mai bravo, n-ai știut că aici nu au văzut nicăieri. Hai, se desfințează umbrelele. Mișa. Și fi dumneavoastră pe sub, în service, cu deci, polo de ăsta. Cam asta e atmosfera de la Eforie. Salva Mari, ultima distanță.
grijă pe nisip vericului. Motor vechi, dar puternic. Să vedem dacă mai e și circul pe poziții. Dacă n-a făcut promuracă. Ponei, levitații de ponei, vă aduceți aminte? Ba, mai era. Era ultima oară, dar cred că... Ia să vedem. A plecat circul, bă, nene, bă! Iată aici, fantomele găinațului de poneu încă persistă. Poneu? A plecat și circul, gata, sezonul la eforie. Asta e. Avem timpule anime. Da, și o să încheiem transmisia din sensul giratoriu, cred. Așa, pe centru pe aici, văd că... A, e botez, nu uite ceva aici. Prea multă lume adunată. Ca să nu fie vreo cumetrie, sindrofie, ceva. Auzi, ce-a tăiat la curba. Să intre în ăla cu Volkswagen. Dar numai bine, cum am ce ține, bă. Cam asta e atmosfera de la eforie. Nord, revenim în curând cu eforie. Sud.